Bun regăsit, dragi prieteni, la adevărul și perspective. În seara aceasta luăm în discuție un nou eveniment, un nou pasaj din Evanghelia după Ioan. Aș vrea să vorbim despre vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc. Este o minune pe care Mântuitorul a făcut-o, însă mai de fiecare dată când Isus Hristos este implicat într-un eveniment de fiecare dată există și pentru cei de atunci, dar și pentru noi astăzi există extrem de multe lecții. În această seară vorbim despre credință și necredință și vorbim în mod deosebit și despre mustrarea aceasta pe care Mântuitorul a adresat-o în acel context, însă la momentul potrivit vom lua această afirmație și o vom analiza împreună. Alături de mine se găsește pastorul Sorin Petrov. Bine ai revenit Sorin. Bine v-am regăsit. Hai să vorbim despre semne și minuni șapte și în mod deosebit în seara aceasta mai punem în discuție pe lângă toate celelalte pe care le-am discutat în trecut, mai punem în discuție un semn sau o minune ajută-ne să înțelegem la ce se referă și în primul, în primul rând în ce sens vindecarea acestui fiu reprezintă un semn, un semn pentru ce Seamănă de foarte bine acest semn cu precedentul, nunta din Cana, în ce sens? Acolo n-a avut loc de o minune, pardon, n-a avut loc o vindecare. Toate sunt semne. Din punctul de vederea lui Ioan, toate sunt semne. Unele sunt vindecări, altele sunt manifestări neobișnuite, vezi mersul pe apă sau mulțirea pâinilor. În cazul primei primului semn, avem de-a face cu uh, transformarea apei în vin. Nu avem de-a face cu înmulțirea vinului, avem de-a face cu transformarea apei în vin. De ce seamănă primele două? În ce sens seamănă? Uh, pentru că avem de-a face cu doi indivizi care solicită lui Isus ceva. În primul e vorba de Maria, care solicită intervenția lui Hristos pentru rezolvarea unei probleme. În al doilea caz este oa de, de slujbașul acesta împărătesc, oficialul acesta, care solicită intervenția lui Iisus pentru vindecarea fiului său. Dar avem și contrast. Maria are o credință neclentită. Pe uh -huh. când stușbașul împărătesc, cum lumește Biblia, nu este foarte precis în această credință. Și atunci ne gândim până la urmă care este legătura între credință Intervenția lui Hristos și maniera în care El va răspunde într-un final la această solicitare. Semnele sunt, cum spuneam data trecută, sunt o dovadă a autenticității celui care le săvârșește. În cazul acesta este vorba de Isus Hristos. În mod curent, în iudaism se. Concepea ideea de semn ca fiind o manifestare a puterii divine, în special în asociere cu liberarea poporului Israel din robie. Mai târziu, unii dintre profeți au făcut anumite semne miraculoase, mai ales în cazul lui Elisei. Biblia se oprește mai mult în acea direcție, dar mai târziu. Rabinii s-au văzut pe sine ca fiind cei care ar putea să săvârșească la rândul niște semne, dar semnele acestea doreau să arate un lucru precis. Autenticitatea învățăturii pe care rabinii respectiv o predicau. Pe când la Isus nu are nicio legătură cu confirmarea unei învățături sau unei doctrine, mai degrabă are de-a face cu validarea Pretenției sale de Mesia. Acum, discuția aceasta este de 2000 de ani. Până la urmă, cine a fost Isus? A fost un om, un om deosebit, un om sfânt, un reformator social, un uh, proroc? un uh, ce a fost? Sau a fost exact ceea ce a pretins că a fost? Pentru că, până la urmă, Evanghilele nu-ți lasă loc prea mult de manevră când e vorba de cine a fost cu adevărat Hristos. Uh -huh. Mai ales Ioan, care este din toți evanghelicii cel mai explicit în această direcție. De aceea cred că Ioan este, de mersul Ioan este pur cristologic. Nu a spune că nici ceilalți n-ar fi. Dar aici mai mult, la Ioan mai mult, de mai mult cumva, cumva, a zice că trece cumva, de, transcede cumva genul literar numit Evanghelie. Pentru că e deja un gen literar ăsta, Evanghelia. Mergem mult mai departe. Adică, ceilalți evangeliști -au, au fost preocupați să relateze cât au putut ei de fidel faptele, vorbele, secvențele din viața lui Hristos, sigur că da, culminând cu moartea și învierea, fără discuție. Dar ei nu sunt atât de explicit ca Ioan. Ioan închei, începe Evanghelia cu o afirmație deja celebră, nu? Și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și o încheie tot pe aceeași notă. Iisus e Dumnezeu. Deci nu există niciun fel de, repet, loc, spațiu de manevră să poți cocheta și cu alte idei, cum s-a făcut și se face până în ziua de astăzi. Iisus e Dumnezeu. Iisus își demonstrează pretenția de Dumnezeu în natură umană să săvârșind aceste semne. Pentru ca voi să credeți. Uh -huh. E, întrebarea sigur că da, devine naturală e, și ce legătură are acest semn în discuție, vindecarea unui e, slujbaș anonim e, vindecarea fiului unui slujbaș anonim cu toată această dinamică a, a autenticității divinității mântuitorului și a e, scopului misiunii sale are pentru că Iisus n-a făcut nimic întâmplător are pentru că Ioan n-a scris întâmplător Evanghelia. Și Ioan n-a fost preocupat de cronologia vieții lui Isus. El începe cu. Ce începe Ioan? La început a fost cuvântul. Nu vorbește absolut nimic de nașterea lui Isus ca om pe acest pământ. Și intră după aceea, brusc, în aceste câteva episoade și, în general, între aceste episoade avem segmente destul de generoase de uh, text pe care Iisus l-a redat atunci în forma aceea de uh, discuție sau predică sau ce era. Nu găsești prea multe, în afară de Matei care predica de pe munte, Luca, în general, în Ioan găsim cele mai multe, să spunem, discursul al lui Hristos. Iisus mm -hmm. se prezintă de, uh, iarăși, Ioan este contextual și vrea să ancoreze în istorie și acest semn. Și Doar dacă ne întoarcem la text. Sorin, de data aceasta are o introducere puțin bizară. Păi, aoare, da. Uh, vorbește despre ideea că un proroc nu este prețuit în patria sa, spune despre faptul că a ajuns în Galileea, după aceea s-a da. întors în Cana, da, da. după aceea în Capernaum. Care-i da. rostul? Acestor mișcări e un, pe care Iisus e un, le face da, e, e un rost interesant pentru că nu începe de aici Ioan începe de, la, de, de când, când era la Ierusalim A fost la Ierusalim, a fost la Cana A fost în Samaria Apoi se întoarce aici, a Galileea De ce îmi spune aici de fapt Ioan indirect? Că Iisus nu poate fi revendicat doar de o singură regiune De o singură cultură, de o singură tradiție De o singură etnie, persoană el intră în contact cu toți și când dorește el și conform orarului pe care și-l are. De aceea îi spune Mariei, nu mi-a sosit ceasul, dacă când ceasul mi-a sosit, acum am pornit la drum. Și din clipa aceea, de la primul semn, Iisus se înscrie pe traseu și nu se mă oprește de la sfârșit. De fapt, este oprit, efectiv, de brutal, violent, de cei care nu mai suportau. Iisus nu se poate și n-ar trebui să fie revendicat de nimeni. n avem nevoie de un Iisus politic, nu avem nevoie de un Iisus cultural, nu avem nevoie de un Iisus religios chiar. Iisus este Iisus, este unic. Și nicio religie, nicio confesiune, niciodată n-ar trebui să și revendice ca fiind doar al nostru. Începând chiar de la lucrurile care le am putea spune că nu sunt atât de importante. Reprezentarea grafică a lui Hristos. Și unii vor să-l pe Isus exact cum uh, făceau și pictorii în uh, uh, perioada reascentistă sau înaintea reascentismului și îl prezentau pe Isus cum arătau ei în acea perioadă. Nu? Uh -huh. Și într-un fel este proiecție. o proiecție, dar într-un fel este natural procesul, este un proces artistic. Înțeleg procesul artistic, fără discuție. Dacă când transcede actul artistic și intră, de fapt, într-o fel de ideologie, Isus este acum uh, alb, cu siguranță, sau Isus este asiatic, sau Isus este de culoare, sau Isus este de alte... Dar faptul că îl reprezinți așa e un act artistic, e foarte bine, nu se supără nimeni. Dacă îmi faci treaba aceasta o ideologie sau o teologie și impui altora acest gen de uh, reprezentare, o faci normativă, atunci aici avem o problemă. Isus se dezice de așa ceva, pentru că el transcende orice fel de barieră etnică, religioasă, uh, tradițională, tot ceea ce e culturală. Ce înseamnă că transcende la Adică, la el, e, el era afară lor. El a trăit o perioadă în spațiul nostru și cultural, adică al lor, nu al nostru. Spațiul lor cultural. Apropo de da. confiscare. Da. da, da, așa este. Adică, Isus, dacă e să fim, să fim corecți cu adevărul istoric, nu? Isus a rătat ca un evreu din secolul I. Uh -huh. Nu pot să spun cum arăta un evreu în secolul dar nu cred că era foarte diferit. Era mai închis puțin la culoare decât suntem noi, cei din Europa, să zicem. Și cu siguranță că nu avea părul blond. Și nici cu bucle, cum este reprezentat, nici ochi albaștri. Și nici barbă lungă. Oare o mai scurtă, cum aveau muncitorii. Iisus a fost muncitor, a fost, a fost nu în sensul de în lemn, ci în stâncă. Mai mult se nasa se făcea pe vremea aceea în stâncă, în piatră. Deci, ceea ce presupune, se presupune, sigur că poate să fie o speculație. Se presupune că avea un corp bine dezvoltat. Nu era așa filiform, fragil, vulnerabil, trist, tot timpul și uh, suferind. Eu nu văd așa pe Isus. Bun, asta e altă discuție, am divagat am puțin. Dar uh, nu trebuie să-l revendicăm pe Isus. Uh, toți îl putem revendica, așa, este Mântuitorul nostru. Și nu contează din ce neam suntem, de ce limbă vorbim, ce cultură avem sau nu avem deloc, sau suntem ignoranți, sau suntem marginali, sau suntem bine situați în ierarhia acestei societăți. Isus este unic și este pentru toată lumea. De asta îmi place cum îl prezintă Ioan foarte. Adică, nu te așteptai așa. Adică, pare și poate, poate că n-ar avea legătură, vei spune. Ioan a fost în diverse în locuri, e un simplu itinerar. N-ar fi, pentru că, repet, Ioan nu e preocupat de aspectul cronologic sau de parcursul geografic al lui Isus. El transmite niște idei acolo, spunând că a fost în Capernaum, a fost în Galileea, a fost în Iudeea, a fost la Ierusalim, a fost în Samaria. Toate acestea sunt, de fapt, niște semnale. semnale. Astăzi se numesc trigger warnings, adică atenție, urmează ceva care să putea să te șocheze. Fii atent și la televizor, vedem, nu? Această scenă putea să fie sensibile pentru anumiți. Uh -huh. În limba în engleză se trigger warnings, adică ceva va provoca în tine o reacție și dacă nu, ești, nu te simți pregătit, mai bine nu te uita. Aceste genuri de descriere, așa, sumare, și vezi că a fost în partea aia, a fost în partea aia, acționau pentru unii ca un fel de trigger warning. Adică, stai puțin, ce să caute Iisus în Samaria? Pentru că și-au au fost șocați ucericii când au văzut că vorbea la fântână cu o femeie, ziua în Amiaza mare, cu o samariteancă. Și niciuna cu foarte bună reputație în urma dezvăzurilor pe care le face Ioan, nu? Eu asta înțeleg. Sigur că sunt multe aplicații, dar eu înțeleg că Iisus este prezentat ca cineva care nu trebuie să fie revendicat de niciun fel de grup, dar el aparține tuturor. El s-a dăruit tuturor și el e deschis cu oricine. Ești samaritan, nu e niciun fel de problemă. Ești evreu, fariseu, nicio problemă. Ești vameș, ești prostituată, ești grec, ești roman, ești ce vrei tu. E un Isus prea liberal pentru noi. Păi, Iisus, acest Isus, așa cum este el, de fapt, prezentat, și dacă l-am asimila așa cum este, ar fi prea uh, dur pentru noi. Nu de el, mă refer impactul acesta. Adică nu l-am suportat, ăsta este cuvântul. Ar fi pentru noi o pricină de potignire. Cum au spus ucenicii, unii dintre ei, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o suporte? Și l-au părăsit pe Isus. Probabil că și noi am face același lucru. Dacă l-am vedea pe Isus în toată slava lui, cum așa îl prezintă Ioan, s-a văzut slava lui. La anunta din casă s-a văzut slava lui. În partea alta s-a văzut slava lui. Asta e slava lui, nu o lumină sau nu altceva. E lipsa aceea atât că este dintr-o altă, din alt univers. Nu. Această manifestare a lui, această manieră de a, de a interacționa cu oricine, fără să aibă bariere. Adică, nu-i păsa că tu sau eu suntem români, că suntem cum suntem, că nu suntem noi cei mai sfârți dintre uh, daci și traci și nu știu mai care, dar lui n -avea, el nu avea asemenea probleme. dacă. Închipuiți-vă această imagine. Isus este. Nu. Vameșii și prostituatele se simțeau bine în prezența lui Isus. Spune totul. totul. Uh -huh. Unii farisei, unii, se simțeau bine în prezența lui Isus. Greci care veneau și așa, se simțeau bine în prezența lui Isus. E ce spuneau astea? Că nu era un tip de genul la, uh, care pe toți îi mulțumește, genul de individ care are pentru fiecare un politicianul acela, un toate fiile. Și el îl zâmbește, în campanie electorală se dezblacă de haine stă cu mașa suflecată, doar în campanie. Că după aceea va fi tot timpul în haină, cravată, distant, alienat de tot ce se întâmplă în jur, îți vede de o agenda lui. Dar în campanie, măcar arată că este aproape de tine. Iisus nu era acest gen de politician cu toate fiile, Zâmbăreți, glumeți, vorbea, de băga în seamă doar când are nevoie de votul tale, după care o uitați cum te, cum, cum te cheamă. Isus nu este așa ceva. Sorin, versetul 47 reprezintă expunerea acestei nevoi pe care slujbașul o are, versetul 48, pare că este, e o replică venită de nicăieri. Dacă nu vedeți semne și minuni cu niciun chip, nu credeți. Bun, dacă aș fi fost în locul acestui slujbaș împărătesc, probabil că aș fi fost șocat. de ce am făcut? La da. Dar care-i problema mea? Dar ai vindecat până la momentul acesta? Dintr-o dată, dacă nu vedeți semne și minuni cu niciun chip, nu credeți. Ce mesaj se află aici? Vorbim de un mesaj ascuns. Apropo de decodificare, folosim un cuvânt pe care l-am utilizat în urmă cu câteva emisiuni. Către cine se adresează această mustrare dacă nu vedeți semne și minuni? Către cel care are nevoia reală, către cei din audiență. Și ce rostare, Ce valoare are? pe mine mă interesează să-mi să vindeci copilul. Ce ai de transmis, poți transmite și într-o altă ocazie. Da. Nu a fost Isus cumva preo... mai puțin preocupat în acest caz de sentimentele acestui slujbaș, când practic ar fi putut să ia, cum spunem noi astăzi, să ia în mod personal? Să nu uităm că Isus a avut o reacție la fel de abruptă față de mama sa. Când i-a spus, în urma unei solicitări, uh -huh. Ce am de face cu tine? Nu întâmplător sunt puse în oglindă cele două evenimente: vindecarea strujbașului, fiului slujbașului și transformarea apei în vin. Dar nu neapărat transformarea apei în vin în sine, ci mai degrabă dialogul, scurtul dialog între Isus și mama sa. În cazul acela, Isus își se poziționează și îi comunică Mariei. Puțin abrupt că El este în primul rând Fiul lui Dumnezeu și apoi Fiul ei. Și că nu trebuie să fie împins să facă ceva. El are un orar după care funcționează și la momentul potrivit va face. Dar fiind conștient de urgența acelei nevoi, și am vorbit de asta, nu mai repetăm, Isus a fost dispus să treacă chiar puțin peste orarul său interior, să treacă peste tradițiile cu cutumele religioase ale vremii. Să transforme apa rituală în vin pentru că oamenii aceștia să aibă mai departe resursa necesară pentru uh, petrecere. În cazul acesta, Iisus îi răspunde abrupt. Întrebarea este de ce îi răspunde abrupt? Acum intrăm pe terenul speculației, pentru că Ioan nu dezvoltă mai departe ideea aceasta. Se pare, e posibil, ca uh, omul acesta când l-a întâlnit pe ISUS, pentru că el a venit la Iisus cu un scop precis, o nevoie reală, dar el a fost cumva, să spunem, condus la Isus de alții care știau mai multe despre Isus și ce a făcut el și semnele pe care le făcuse. Și atunci reclama care s-a făcut lui Isus era suficient de, de convingătoare, de persuasivă pentru ca el să-l ducă să-l caute. Acum, puneți-vă în, cum se spune, în poziția acestui individ. El este slujbaș împărătesc. Cu alte cuvinte, trebuia să fie la curtea lui Irod Antipa. O funcție înaltă. Probabil că nu era, nu sunt sigur dacă era evreu sau dacă nu era evreu, asta Biblia nu spune. Poate că era, poate că nu. Dacă era evreu, era grav pentru ceilalți, pentru că era considerat un fel de trădător. Fiind în aparatul politic și mai ales al lui Irod Antipa și așa mai departe, fără discuție că nu avea niciun, niciun fel de șansă să fie acceptat. Dacă nu era evreu, era Aha. pentru, era indiferent, nu conta. Era unul dintre neamuri, poate să crede orice, poate să zică ce vrea. Dar el, totuși, are o poziție înaltă. Să-l caute pe un învățător obscur din Galileea, mai ales dacă nici nu era evreu, cine este, individul ăsta, ce vrea, în sfârșit. Ceea ce este că nu era natural. Și reclama care i s-a făcut a fost atât de puternică încât a zis, mă duc să-l caut, fără discuție, n-am niciun fel de problemă. N-am. Și când l a văzut pe Isus, probabil că Isus nu avea acea aură a unui tip harismatic în, 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 în atitudinea noastră carismatică. Și nu l-a convins prea mult după cum arăta. Biblia spune că nu arăta, cum să spun eu, în așa fel că să te convingă că, în adevăr, el este cel care zice că este. Adică puteai să treci pe lângă Iisus fără să îl bagi în seamă. Asta, asta mi se pare, mie foarte interesant. Și n-avea nimic din acea a celor lideri fie politici, fie religioși, care știu să manipuleze masele prin texte bine ticluite, și prin așa numitele demersuri motivaționale. Pentru că este, e la modă să fii motivațional. Dacă ești speaker motivațional, acum parcă sună mai puțin mai sus ca dacă ești doar simplu pastor. Dacă ești pastor, ești pastor. Dacă ești speaker motivațional, e chiar mai mult. Și Isus nu avea acest gen de abordare, fără discuție, și n-a fost atras. Nu era Cicero, oratorul nu știu care sau nu știu așa altceva. Nu. Era un învățător. Și când l-a văzut, probabil că a fost puțin dezamăgit în așteptări. Iisus l-a intuit imediat reacția omului când s-a interceptat. Da, da, da. Și, at și atunci i-a replicat bun, înseamnă că tu ai nevoie de ceva spectaculos pentru ca să crezi că eu sunt capabil să fac lucrul acesta. De aici cred că provine replica. Dacă nu vedeți uh, semne și minuni cu niciun chin, nu credeți. Pentru că voi aveți nevoie de ceva tangibil, de ceva concret, de ceva pe care voi să spuneți, mă spuneți, doamne acum, cred, am văzut cu ochii mei, am pipăit și acum, într-adevăr, am toate cărțile pe masă și pot să merg mai departe la să ies să, să, să câștigător. Și Isus, tocmai asta vrea să-i demonstreze omului, să-i spună că, de fapt, el are nevoie de așa ceva. Ca să creadă că Isus poate să-i să vindece fiul, el nu are nevoie de elemente exterioare, suplimentare. El nu are nevoie să vadă nimic, de fapt. Și aici ajungem într-o într zonă foarte, foarte delicată. Așa numită, ce înseamnă până la urmă credință? Avem noi definiția biblică a credinței din Evrei 11 cu 1, dar e o definiție foarte frumoasă, destul de precisă, dacă n-a ajuns o s-o -o, -o, uh, traduci în uh, dimensiunea practică a vieții, găsești credința de simplu. Deocă dacă mergem mai departe pe acest fir al uh, definiției credinței și uh, asociind cu alte texte biblice, mai ales din spusele lui Isus, Isus spune ceva de genul dacă trebuie să credeți că ați și primit lucrul acela deja, înainte ca să-l vedeți. Deci, cam asta este nivelul de credință. Deci, la nota din cana nu se cere acest nivel de credință. De fapt, La nota din cana, cum foarte bine ai intuit, nu s-a cerut niciun fel de credință. Nu mai era timp de credință, poate, să zicem. Sau Iisus nu a urmărit asta. Dar Iisus, aici a ținut Iisus neapărat să aibă această discuție cu omul nostru. Uh, și cred că vrea să ne transmită ceva sau tuturor celor care au citit din atunci până în ziua de astăzi. Credința aceasta de care el vorbește este asumarea unei realități nevăzute înainte ca tu să o experimentezi. Adică, în cazul acesta, vindecarea deja a avut loc? Păi i-a spus, Fiul tot trăiește. Da, da, el dă deja rețeta slujba și spune, Doamne vino până nu moare micuțul meu, adică e nevoie de prezența ta da, fizică. Da. Nu există distanța prin ca tu să lucrezi, nu. Prezența ta fizică este necesară pentru vindecare. Bun, există o așteptare falsă aici a credinței, pentru că el nu se trezește cu o mustrare. Doamne vino, el este clar, el trasează drumul, Doamne tu trebuie să acționezi în felul acesta pentru ca ceva să se întâmple, e nevoie ca tu să fii. Putem vorbi de o imperfecțiune a credinței aici, pentru că există acest vino, adică prezența fizică, dar în același timp Hristos este Cel care poate oferi vindecarea și vorbim de un 50-50, adică există o sămânță de credință, dar nu există o credință totală, ci doar una parțială? Iisus vorbește de credință că dacă ați avea măcar Adică nu vorbește în cantitate aici, vorbește de calitatea credinței. Și spunând de fapt, uite cât aveți nevoie de credință, mărește credința, zic ucenicii. Ucenicii gândeau în acești termeni de cantitate. Dacă au avea mai multă credință, ar fi mai bine. De aceea te rugăm, Doamne, mărește-ne credința. Iisus, răspuns, Iisus răspunde, dacă ați avea cât un grăunte de muștar, care este cel mai mică, cel puțin pentru ei, era cea mai mică sămânță existentă, și cu alte cuvinte, voi aveți nevoie de minim. Deci, dar în minimul ăla trebuie să vi-l asumați. Adică, nu putem să operăm cu jumătăți de măsură. Eu nu vă cer multă credință, că nu e cazul. Eu vă cer să aveți credință. Și că, dacă e mic atâta, dar este, e suficient pentru mine să acționez. Alții poate că au la nivelul să aibă credința cât un pop de fasole. Alții la, la unul de avocat. La, la, la ce te referi când spui, uh, când vorbești despre calitatea credinței? Ce se înțelege în acest caz despre o. Ce, ce înseamnă o calitate a credinței? Aici este o calitate a credinței? Încă nu există. De aceea Isus îi spune: dacă nu, vedeți nești mie, nu înseamnă că tu nu poți să crezi mai Dar după aceea există? Mai târziu există, dar nu, 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 nu ne o confirmă. El, omul sine, deci nu. Textul nu ne spune dacă omul a ajuns în punctul acela. Comentariile pe care le-am mai citit. Uh -huh. Intuiesc treaba aceasta, da, omul a ajuns în sfârșit la acel nivel de credință Pentru că a ajuns la acel nivel de credință, de aceea Iisus i-a la... vindecat fiul Este o posibilă interpretare Altă interpretare este că Iisus i-a oferit o lecție I-a asigurat uh, omului vindecarea Și mai departe, ce faci tu omule cu această lecție și cu această vindecare, e problema ta Dar eu îți caratez că fiul tău e vindecat Dar Biblia nu spune că omul acela chiar a... Mai departe, în schimb, când a ajuns acasă. Ia putem să citim, de fapt, din text. Spune așa. Pe când se coboră el la un obiului, i-au adus vestea că fiul lui trăiește. Versetul 52. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine, iar i au zis ieri, în ceasul al șapte a lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela existese Isus, fiul tău trăiește. A și a crezut el mm. și toată casa lui. Da, da, aici sunt câteva semne de întrebare. Primul semn de întrebare este uh, la a întrebat de ceasul în care a început să-i fie bine, reprezintă o cercetare. Uh, bun, credința, a avea credință înseamnă a cerceta sau a nu cerceta? El a verificat, el a verificat. El a vrut să fie sigur că, de adevăr, are legătură cuvântul lui Iisus cu fapta uh, promisă. Și când a verificat timpul corespunde cu ce a spus Isus, atunci, în adevăr, omul ăsta chiar este de la Dumnezeu. Bun, în limbajul nostru de astăzi, ce presupune această cercetare, această verificare? Nu, este o, o acțiune. Deci nu putem să-l facem într-un caz particular, un mod de a trata o problemă universală. Asta este opinia mea. Ce deci asta... acest spune într-o ocazie trecută, nu putem găsi ceva normativ aici în privința aceasta. Nu, nu. sunt niște indicii. Care sunt aceste indice? Unul la mână, Isus spune că ai nevoie de credință. Doi, ce fel de credință? Una care acceptă că este posibilă o realitate să o experimentezi înainte ca să o vezi. Tu o accepti. O accepti cum o accepti? Prin credință. Și el spune în altă parte și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru... Deci ce veți cere, să credeți că veți Că, că aveți deja și uh, veți avea. Cam acest gen de credință este aici implicat. Adică, omule, tu crezi trebuie să crezi că figul tău e deja vindecat. De unde știu treaba asta, ar întreba omul? Pentru că ți-am spus eu. Da, dar nu poți să verifici treaba asta. Nu poți să verifici treaba asta. Alegeți să crezi. Bun, omul a zis, mulțumesc, nu știu a zis. Și a plecat. Călătoria a durat ceva timp, că nu era într un loc în altul, foarte aproape a durat ceva timp. Robila l-a întâmpinat. Și l-a spus, uite, așa. Um, dar eu cred că el omul a, a ajuns la credința aceasta, la punctul în care a văzut confirmarea. Deci el a rămas mai departe pe acest calapot. Dacă nu vedeți semne și minuni, nu credeți. A văzut semnul, a văzut, a văzut minunea, a crezut. E bine. Dar Isus a vrut să ofere o altă lecție acolo. Um, asta e o interpretare. Altă interpretare ar fi că omul uh, între timp, mergând pe drum, gândindu-se, reflectând la ce a spus Isus și așa mai departe, a găsit și a găsit în sfârșit resursa, a găsit credința. Și a plecat acasă acum liniștit, știind că problema e deja rezolvată. Și pe când veneau robii să și l-au întâmpinat, el a avut să știe într-adevăr, mă, a fost curios. Are vreo legătură în momentul acela când a spus Isus, eu cred că Isus l-a vindecat. Dar are legătură momentul când a spus Fiul tătrăiește? Și a descoperit care legătură. Ceea ce i-a spus și mai mult confirmarea credința și întreaga lui familie era obișnuit, și în lumea greco-romană. Pater familias era capul familiei, el era cel care dădea tonul. Și întreaga familie devenea cumva adepta noi orientări. Nu știu dacă era cea mai bună variantă de a-ți convinge familia în sfârșit, dar ce puteți să se practica. Dar tatăl acum și-a regăsit credința, pe care n-a avut-o, asta e ideea, nu cu una pierdută, el n-a avut această credință. Iisus l-a ajutat să o găsească și fie că a găsit-o acasă, când a văzut cu ochii lui, Confirmarea. Confirmarea, fie că pe drum spre casă a găsit-o, E complet irrelevant până la urmă, pentru că Biblia nu ne spune ce s-a întâmplat, dar ce știm cu siguranță este că Isus acest gen de abordare l-a promovat. Eu pot să fac lucrul acesta, tu nu trebuie să te uiți nici la mine, să vezi ceva anume care să-ți dea ție ceva în plus, dar noi suntem umani până la urmă și noi căutăm ceva. Să ne agățăm de ceva. Eu nu pot să am așa credință din neant. Nu? Trebuie, Trebuie să mă inspire ceva. Trebuie să plece de undeva. E, asta este. Aici este ideea. Cuvântul lui Isus este cel care inspiră această credință. Adică, nu e... Nu, nu se... Nu, a apărut din uh, nimic, credința omului. Isus nu s-a ca să apare din nimic. Credința, spune Pavel, vine în urma auzirii. Și auzirea în urma predicării Cuvântului. Isus i-a predicat dacă vrem cuvântul omului. L-a mostrat la început, au făcut observații, nici măcar nu l-a mostrat. Au făcut observație. Și poate că era și pentru alții din jur, nu numai pentru omul acela. Nu știu, ca să fiu sincer, n-am studiat în original textul ca să-mi dau seama dacă vorbește la plural sau dacă spune tu nu crezi sau voi nu credeți. Nu știu. Dar important este că Isus începe, inițiază un dialog cu omul. Putea foarte bine să spună omului, nu-ți face griji, Fiul tău trăiește. Și gata. Dar vrea să-l ajute pe om. Pentru că, până la urmă, viața pe care o oferă Iisus nu e doar viața fizică a Fiului său, mai degrabă dorește ca să-i oferă omului și viața cealaltă, viața uh, veșnică. De aceea, Ioan este uh, uh, atât de precis în a descrie reacția finală a omului de a-l accepta pe Iisus. Sorin, astăzi nu mai avem un Isus fizic printre noi. Astăzi îi avem pe credincioși sau avem biserica. Credința unui om astăzi, de la ce primește acest impuls? Pentru că există o distanță între noi cei de astăzi și el. Astăzi putem vorbi și unii vorbesc despre un Isus neconvingător și Isus, cel pe care noi îl prezentăm, s-ar putea să fie neconvingător. Există această responsabilitate în dreptul nostru astăzi de a-l face pe Isus credibil și pentru ca în felul acesta să vorbim despre o credință curajoasă, puternică și îndrăzneață a oamenilor? Sau de fapt ar trebui cumva să ne retragem, să ne declinăm competența aici și să spunem că nu are legătură cu noi? Credința oricum ține de om, e în fiecare dintre noi. N-are legătură cu noi, n-are legătură cu ceea ce face biserica astăzi, n-are legătură cu Hristos. Fiecare om, la un moment dat, are credința lui și acționează pe baza ei. Și este adevărat, aici avem de face cu o discuție privată între Isus și omul acesta. Și n-ar trebui să o generalizăm. Până la urmă este o chestie personală de credință. Și Isus uh, vrea ca fiecare să aibă o credință personală în el. Întrebarea de ce Isus totuși uh, acum uh, face această vindecare la distanță. El putea să meargă. Ăsta a fost apelul tatălui. vine până când micuțul meu nu moare. Uh, dar Iisus nu avea nevoie să se deplaseze. Pentru că putea să vindece de la distanță. Și aici cred că este o semnificație profundă. Iisus nu avea să fie tot timpul cu omul pe acest pământ. Și nici când a fost pe acest pământ 33 de ani, el n-a intrat în contact cu toți oamenii, nici măcar din regiunea în care uh, era sau unde a, a fost. Uh, Cei mai mulți oameni nu l-au văzut pe Iisus Și pentru acești oameni, această vindecare la distanță este de fapt o confirmare că nu trebuie să fii fizic în proximitatea lui Iisus ca să poți să beneficiezi de harul său, de mântuirea sa, de vindecarea sa, de ceea ce oferă el. Pentru că noi ne -am, cumva ne-am scuza la un moment dat necredința, spună că dacă ar fi Iisus în mijlocul nostru, altfel ar fi treaba. E, Am crede, l-am vedea cu ochii noștri. Deși suntem nostalgi. Biblia este foarte concretă la ce capitol spune nu. Unii au văzut înviere și n-au crezut. L-au văzut pe Iisus înviat și n-au crezut. Și multe alte lucruri. Adică e clar că Iisus venind în mijlocul nostru nu a schimbat cu absolut nimic. Poate pentru unii ar satisface anumite curiozități. Dar în esențial vorbind, nu a schimbat nimic. Dumnezeu asta vrea să spună Iisus aici. N-aveți nevoie de prezența mea. Nu trebuie să mă vezi pe mine într-o anumită lumină. Nu trebuie să vezi aici un halou sau ceva, o aură ca să îți inspire credința. Iarăși nu trebuie să vin să fiu martorul acelei scene, să fiu acolo de față. Eu pot vindeca de la distanță. Acum avem vorbim de distanță în timp, nu în buna fizică. Peste 2000 de ani. Noi, și noi îl așteptăm pe Isus să vină de atâta vreme mai ales noi, ca denominațiune în mod special, am înscris chiar în numele nostru de mențional ideea aceasta că îl așteptăm pe -și se să vină. Și nu mai vine. Și am impresia că unde ne simțim ca în acest teatru absurd al lui Samuel Beckett, așteptându pe Godot. Doi inși vorbeau într-una în fața unui pom și vorbeau fel de fel de lucruri și așteptau să vină Godot, care nu mai venea. Și n-a venit Godot. No? și am impresia că uneori aici suntem și noi, ne suntem blocați suntem ca într-un anumit loc conceptual vorbind și nu putem depăși chestia aceasta da, la așteptăm pe Iisus să vină dar vine, nu vine, nu mai știm ideea aceasta că a trecut o distanță mare în timp pare că nu ne ajută deloc pe noi din contră, creează și mai multă incertitudine și anxietate pentru că credeam că noi credeam că El o să fie cel care. nu? Uh -huh. Și asta n-a spus-o oricine. A spus-o Ioan, care l-a predicat pe Isus și care l-a dat la o parte ca Isus să capete, să intre în prim plan. Nu este ușor. Deloc nu este ușor. Dar văd în această vindecare cumva un fel de grijă a lui Isus pentru cei care nu l-au văzut niciodată. Chiar El va spune mai târziu. Prin, din cauza reacției lui Toma Dacă nu văd cu ochii mei Dacă nu pipă, eu nu cred Și ei a spus Uite, haide, îți dau acest har Îți fac acest har Să-ți să confirm credința asta slabă, ta, uite Te ajut Dar fericit de cei care N-au văz, văzut și au crezut Pentru că el știa Că 99% Din populația aceasta nu o să-l vadă pe Isus Și va trebui să credă în el, cumva. Și pe ce bază? Deci aceea vine Ioan și mă ajută cu această întâmplare. Vin și sinopticii să mă ajută cu o altă întâmplare similară cu vindecarea sutașului roman. Dar acolo este un contrast interesant. Sutașul roman a avut o credință incredibilă. Sutașul roman e cel care sugerează lui Iisus nu e nevoie să vii. Uh -huh. Eu știu că tu poți vindeca la distanță. Ceea ce ne confirmă că e posibilă această credință. Și e posibilă chiar în locurile în care nu te aștepți. De la oamenii care parcă n-ar avea nicio fel de inclinație spirituală, religioasă. De deci, aceea sotașul roman a fost atât de lăudat de Isus. N-am găsit nici, în tot Israelul o asemenea credință. Această credință este posibilă, fără discuție. Altfel, Biblia nu ne -am spune de ea. Iar acest exemplu cu vindecarea la distanță, iarăși ne confirmă că Isus are grijă de cei care nu l-au văzut, dar care se pot baza pe el în circunstanțe ale vieții. Și singura lor punte de legătură cu el, cel care nu e vizibil, care nu se poate auzi și care nu se poate simți deocamdată, este această credință. Cu alte cuvinte, dacă oameni buni, dacă vezi să. Mă conectați la această realitate, credința aceasta, de care spun eu aici și în alte parte, e singura posibilitate. Și îmi place cum descria cineva care nu neapărat era uh, o persoană religioasă, dar încerca să înțeleagă cumva cum funcționează rugăciunea. Și din perspectiva acestei persoane, făcând o analiză interesantă cu o tehnologie legată de comunicare, spunea că. Cu credința și cu rugăciunea este ca și cum încerci să găsești acea frecvență la care te poți conecta la receptorul ceresc. Și nu, nu îl găsești repede. Exact cum era pe vremuri cu Europa liberă. Trebuia să cauți cu uh -huh. mult și foarte fin găseai într-un final frecvența. Pentru că sunt foarte multe, mai am foarte mulți factori perturbatori. Și vorbeam în o altă ocazie de zgomotul acesta în procesul de comunicare. E mult zgomot și interior și exterior. Și de aceea găsim greu frecvența. Dar o găsești. La un moment dat găsești această frecvență. Și te-ai conectat la cer, să zicem. Și gata, acum legătura e formată. Credința a stabilit legătura între receptor și transmisător. Unor pierzi legătura, iar o pierzi. Se poate pierde ușor. Nu înseamnă că nu ești în, nu ești mai departe în creația lui Dumnezeu sau nu ești în planul său. Pur și simplu ai pierdut legătura. Și iarăși trebuie să mergi, iarăși trebuie să reglezi acel buton și ajungi acolo. Asta încearcă, de fapt, să spună. Sorin, tot legat de acest pasaj, dacă nu vedeți semne și minuni cu niciun chip, nu credeți. Care este fundația credinței? Iisus dă de înțeles că nu ar trebui să avem o credință care se bazează pe semne și minuni și cu toate acestea noi avem nevoie de semne și minuni pentru a crede, cel puțin pentru a ni se valida o chemare sau o speranță interioară, o așteptare pe care o avem. În dreptul slujbașului împărătesc, ce anume l-a determinat să vină la Hristos? Nevoia sau credința pe care el o avea, cât, cât de normală este motivul pe care el îl are? Pentru că noi vorbim la un moment dat și despre egoism, egoismul naturii umane. În, în cerința asta, în solicitarea aceasta, ar trebui să vedem egoismul uman, pentru că e vorba de o nevoie. El nu vine pentru o nevoie a altcuiva, ideea de mijlocire, da? nu vine pentru altcineva, vine pentru cineva față de care îl are un atașament. Egoism, credință, care este baza credinței și de ce Isus îi răspunde pozitiv în acest caz. Bineînțeles, tu ai spus că totuși cuvintele sunt când se poate de dure, nu vorbim de o mustrare, dar totuși nici un cuvânt dulce din partea lui Isus nu putem citi aici. Isus a, a avut să-l ajute pe om. Asta este, de fapt, sensul. Intenția este ca să-l ajute pe om. Și uneori nu poți să-l ajuți pe om dacă tot timpul îi repeți aceleași lucruri și îl faci să se simte bine. Și, din păcate, în secolul nostru trăim într-o cultură în care individul este permanent pansat pentru niște răni imaginare. Eu vorbeam de așa-numitele trigger warnings. Uh -huh. Adică sunt atât de sensibili acum oamenii, mai ales în Occident, încât nu mai suportă un anumit cuvânt. O anumită expresie, o anumită imagine, un anumit simbol, li se pare că este ofensiv, că este scandalos. Și în loc să găsească resurse, mecanisme prin care să interacționeze cu această posibilă problemă, preferă să evite cu totul și să, a, să, să, a, să a, a, evacueze acea posibilă problemă din fața lor. Deci, să nu spui cuvântul respectiv, să nu-mi mi aduci minte de imaginea cu tare și așa mai departe. Iisus n-a fost așa. De ce să-l panseze pe om pentru o chestie care nu trebuia pansat? El trebuia să-l ajute. I-a indicat că are o anumită problemă care îl, care îl, poate împiedica să găsească răspuns la problema lui. Și de ce a spus că, uite ce, tu nu ai nevoie, deci nu e cazul. Poate că unii au nevoie și pentru acești unii, sunt spus să fac anumite uh, semne, dar tu n-ai nevoie de treaba asta. Și poate că asta înseamnă că, de fapt, nu l-a muslat, poate că l-a apreciat într-un anumit sens. Adică uh -huh. tu, eu te știu, te cunosc să zicem, da? N-ai nevoie de asta. Tu poți mai mult. Și dacă poți mai mult, nu te coboră la nivelul în care, doamne, arată-mi și mie un semn. Uite, dacă se soare, soare la ora 5 și 44, când eu, de fapt, știu că n-ar trebui să răsară, eu cred în tine. Aia sunt se semne infantile. Vezi Gedeon? Acolo sunt se semne infantile. Pentru oameni infantili. Uh, și alte asemenea. Ezechia cu. Uh, uh -huh. Da? Asta nu este semn al maturității. Și aici îl tratează pe acest individ ca fiind un om matur. Deci tu ai nevoie de așa ceva. Tu trebuie să crezi că dacă eu am spus că Fiul tău trăiește, trăiește. Scurt vei întreba, bine, dar de unde îmi găsesc eu resursa interioară să cred treaba aceasta? De aceea spuneam că Isus, prin cuvântul său, are această capacitate de a face să încolțească acel minim necesar, acea brumă de credință. Ce au spus ucenicii când drumul către Maus, când vorbea Isus cu ei, nu ne ardea inima în noi? Deci aveau ceva acolo și au dat seama că ceva e acolo, nu știau să explice ce este, dar a fost o confirmare care la masă s-a materializat. A, el a Isus de fapt. Tot, deci trebuie să fie ceva, nu n are cum, repet, nu are cum, trebuie să fie, dar asta nu putem să o producem noi. Deci Dumnezeu te ajută. de -aia îmi place că omul e conștient de limitele lui și spune, Doamne, ajută în credinței mele. Omul recunoaște că nu are acea credință pe care Iisus spune că, de care spune, tu ai putea să o ai și te ajut să o ai recunoaște, ajută-ne credinței mele și ajunge la întrebarea aceasta crede sau nu crede dar ce înseamnă ar crede sau nu crede? nu înseamnă că omul nu credea deloc dar omul nu credea că e posibil în felul acela credea că este posibil dacă Iisus venea cu el acasă da, și îl vedea pe micuț mm -hmm. îl, mă rog îl atingea sau îi spunea câteva vorbe în formulă aceasta omul credea nu avea dificultăți dar la acest următor nivel în care nu am nevoie să vin tu doar trebuie să crezi și du-te acasă ca și cum problema problemă rezolvată este un alt nivel de credință ceea ce mie îmi spune că Isus l-a tratat pe acest om altfel pozitiv vorbind adică la un alt nivel adică tu poți mai mult tu nu ești ca ceilalți care au nevoie să ne și minuni Poți mai mulți, mai mult. Și asta a fost o lecție foarte impresionată pentru ceilalți. Pentru că Iisus l-a remarcat pe acest om și l-a ajutat. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară a fost pastorul Sorin Petrov. Sorin, îți mulțumim pentru explicațiile oferite și de-abia aștept să ne revedem pentru un nou dialog, pe un nou eveniment, pe un nou pasaj biblic. Doamnelor și domnilor, vă dorim multe binecuvântări acasă, să deschidem Scriptura, să ne bucurăm de Cuvântul lui Dumnezeu, să ne bucurăm de ceea ce El ne oferă și să rămânem lângă El. Până în o ocazie viitoare, toate cele bune!